Anul acesta se produce un eveniment relativ rar, astăzi urmând să se petreacă pentru a doua oară luna plină din cursul aceleași luni calendaristice. În spațiul culturii britanice, acest eveniment are conotații specifice, fiind denumit luna albastră. Conform folclorului modern, ori de câte ori sunt două luni pline într-o singură lună calendaristică, cea de-a doua este albastră. Luna albastră este o lună plină rară de-a lungul istoriei, apărând și o serie de superstiții care o însoțesc. Ținând cont și de faptul că numărul 31 este fatidicul număr 13 inversat, iar data de vineri 13 este și ea destul de rară în calendar, luna albastră care apare vineri pe 31 iulie este și ea însoțită de superstiții. Interesant este și faptul că ultima lună albastră, cea produsă la 31 august 2012, a avut loc tot într-o zi de vineri. Conform NASA, însă, în ocazii extrem de rare, luna poate fi văzută cu adevărat albastră. Pentru a vedea o lună cu adevărat albastră, este nevoie de erupția puternică a unui vulcan aici pe Pământ. Spre exemplu, în anul 1883, oamenii vedeau luna albastră în fiecare noapte după erupția unui vulcan indonezian. Norii de cenușă au urcat până la limita superioară a atmosferei terestre, iar luna a devenit albastră din cauza faptului că cenușa vulcanică juca rolul unui filtru pentru cei care se uitau pe cer. Expresia luna albastră poate fi atribuită unui astronom care a comis o eroare în anii 40, în momentul în care încerca să clarifice o definiție derutantă. De asemenea, potrivit observatorului naval din Washington, atunci când un anotimp are 4 luni pline, cea de-a treia este denumită luna albastră. Ultima luna albastră a apărut acum aproape 3 ani, pe data de 31 august 2012.